Trupul neînsuflețit al sportivului român găsit mort la Miami a fost adus în țară. Era cotat cel mai valoros culturist de la noi din țară. Îi se spunea Arnold de România. Mâine va fi condus pe ultimul drum. Teodora Trandafir este în fața cimitirului Ghencea Civil, acolo unde va fi înmormântat Viorel Ristea. Teodora, te ascultăm. Bună seara! Trupul tânărului sportiv Viorel Ristea a fost adus în țară noaptea trecută și depus aici la capela cimitirului Ghencea Civil. De atunci este vegheat fără încetare de către familie și prieteni. Aceștia se bucură că îl mai pot avea alături de ei pentru ultima dată. S-au chinuit foarte mult să-l aducă în țară. Formalitățile au durat mai bine de 3 săptămâni. A fost greu și să strângă suma necesară repatrierii. Din primele calcule, acesta se ridică la peste 6.000 de euro. Trupul tânărului sportiv va fi înmormântat mâine la ora 11 aici, la cimitirul Ghencea Civil. Pasiunea pentru sport o am de la 16 ani. Ea m-a format, m-a îndrumat către restricții, să știu ce înseamnă să mă opresc de la anumite lucruri. Și s-a oprit. La mijlocul lunii iunie, inima lui Viorel a încetat să mai bată, în timp ce sportivul dormea într-o cameră de hotel din Miami. În jur orei 2 noaptea s-a petrecut și fiind singur în cameră, n-a mai putut interveni nimeni să-l salveze. Pregătirea pentru concursul era cea mai grea. Voința ți-o testez cu adevărat în perioada precompetițională, unde cine trișează nu câștigă. Și Viorel nu a trișat. S-a dus singur la Miami pentru un concurs local. Nu avea antrenor și încerca să-și depășească limitele. Ținea o dietă strictă, mult prea grea, din cauza căreia corpul s-ar fi deshidratat. Am o dietă foarte strictă. Mănânc doar carne fiartă, legume, vitamine, minerale. Avea 29 de ani și un viitor înalt în față. Un băiat extraordinar. Iubea viața și dorea să devină cam. Să se bucure românii. S-a întors acasă în Sicriu. Ani de zile a muncit și uite ce s-a ales. Cea mai bună performanță a lui Ristea a fost un loc 3 obținut în anul 2009 la concursul Musclemania Universe din Las Vegas. Un tânăr